Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Overwatch, unde decidem dacă un tip grifează sau are hack sau alte chestii. Ok, hai să dăm review evidence. Sunt curios dacă o să dăm de un grifer sau ceva, hai, habar nu am dacă o să dăm sau de ce o să dăm. Hai să vedem ce face băiatul. Ai, 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 volumul mai încet, bosolică, că mă surzește. Ok, hai, dăm și aici, noi aici un demogui. Teama nu face nimic, arunca 47. Și tipul ăsta AFK, din câte văd. Deci nu face absolut nimic. Și are un P90. Interesant, dar de ce s-a AFK atât? Flashback. Lol. Oare ce face când stă AFK? Hai să vedem, mă, ce face băiatul ăsta, dacă are hack-uri sau nu. Pentru că la cum o stat acolo AFK, majoritatea care stau așa AFK își fac ceva acolo prin hack, umblă prin hack. Și activează aimul, și activează nu știu ce, deci sper să... Nu, sper să dăm de un hacker să scăpăm de el. Nu? Hai să vedem. Se duce pe long, un... Da, joacă cu P90-ul, ce naiba, bă? Adică... De ce l-au raportat, băi? Bine, poate nu, acum e doar o rundă așa de force, știi, nu e... Hai să vedem... A murit, ok. Hai să vedem... Nu știu exact ce fost aia, what's aici? Așa, gata, că mi se părea... Așa... Băiat, e un tip short, hai să vedem dacă îl da bine, cred că o să-l știe pentru că o să se lupte cu asta de la el, hai. Bă, încă nu s-au luptat și îl știe. Ciudat, s-a uitat un pic acolo ciudat pe short pentru că, na. Nu știu ce vreau să facă exact, hai să vedem. Ia AK-ul băiatul, nu ia AK-ul, joacă numai P90, holy fucking shit. Ok... Da, s-ar putea să aibă wall. S-ar putea, nu sunt 100% sigur, pentru că nu controla nimic, a s-o dus direct pe la orfix unde stăia gen, da. Ia, ia, ia. Da, are wall, cred că, nu știu. Pentru că, na, dă un pic preferul ciudat. Hai să vedem, în continuare, bam. A, pe ăsta-l știa, nu e niciun prefer ăsta. Îl știa și logic să dai prefer acolo unde îl știi, nu? Deci aici îl știa. Ce face acum? Și-o luat tot pe înainte, mă? Asta nu știe altceva la, în afară de P90? Hai să vedem. Bam. Holy fuck. Se dă un pic în spate. Aaaa! Vedeți, ați văzut asta? Deci nici nu l-au auzit pe tipul ăla. Și i-au dat pre-fire. Deci n-am vedut unde să-l știe. Trebuie să recunoașesc chestia asta că... Nu avea de unde să știe. Nu l-au auzit, nu nimică. Deci, na, hai să zicem că o fi ieșit așa pre-fire, na. Aoleu. A, dă-te să-mi îngheșoală căștile la minim. Hai să vedem. Nu face nimica deocamdată. Dă un reload, așa. Bă, ăla-l știe, cred că o tras ăla din B. Bă, iese fix pe el, bă, nu știu ce să zic. Opa! Ok, hai să vedem și cu ăștia ce face. Băi, frate, las-o naiva. Ok, deci au trecut de jumătatea meciului. Hai să vedem ce fac acum. Deci până acum mi se pare că are un pic de wall, pentru că își cam știe. Păi, uite și-o luat Deagle nebunul din prima rondă. Mi se pare că are un pic de wall, deoarece, da, e ca știe, dar nu sunt sigur, așa că hai să ne uităm în continuare. Ok, un pic de pre-fire acolo. Hai să vedem acum. Uite mă, cum dă ești nebun, uite, nici la apucă să se ia fiță, nici să ne zici. Ia uite, dacă știe pe ăla din laur. Uite, aaa, ieși cu țin pe el, o fi crezut că e acolo, da, are wall, cred. Are wall pentru că o ieși cu ținta fix pe el, dă-te dreco. Și o ieși cu ținta fix pe el pentru că o fi vrut să îi dea prieim, știi? Ia uite-l. A, dar asta l-o știu oricum. Ia.
Ăsta l-a auzit. Opa! Cum i-a zburat ținta. Hai să ne uităm în continuare. Nu cred că are aim, cred că doar oal, nu știu. Ia. Ați văzut, ați văzut chestia asta? Ați văzut chestia asta, FN. Și acum o să-și dea ținta în jos când o să-l vadă pe ăla. Ia, uite, ați văzut, s-a întors așa un pic. Ați văzut chestia aia? Uite, acum se dă în față ca să nu le ia ala din la Ward Tunnels. Ia uite, da, are wall. Are wall. A, ați văzut? Acum la ultima fază și-o dat ținta un pic în jos că l-a văzut pe ăla că se apropie. Ați văzut? Da, are wall. 100% are wall. Da, tipul ăsta are wall. Hai să vedem dacă are shame sau ceva. Da, nu cred că are. Are wall, dar încearcă să-l ascundă. Da, nu-l ascunde cel mai bine, deci... Da, el se îndrepta așa, cu ținta spre ăla de sub cutie, că de ce nu? Aici joacă normal. Ea îl știe pe ăsta de aici? Ui, mi-e un pic somn, de-abia mai pot să vorbesc, dar e ok. Ia, nu știe pe tip... A, stai, tipul ăla nu mai iau aici. A, și-o aruncat arma. Nice. Ok, deci până acum aș zice doar wall dacă se termină Overwatch-ul, dar de aim nu sunt sigur, că ați văzut că mai sunt unele snap-uri, gen spre cap și... Na, s-ar putea să aibă și aim, da, nu o să-i dau pentru aim, bine, oricum, tot bani permanent și a, deci, na, da... Hai să vedem în continuare. Uitați să vă explic acum. Deci tipul ăsta stătea undeva pe aici. Suspectul ăsta se uita la el, știi? După aia când l-au plecat, suspectul înaintea. Deci asta să și voi chestia asta, nu? Ia, ia, aaa, s-o zice Free Fire! LOL! Vedeți ce prim, da? Deci chestia nu se vede și el se duce cu ținta, clar are... Ola, uite, pac, Free Fire! Pac, ce ați făcut? Vezi, snap-urile astea, dar nu cred că are o aim. Din ce am văzut până acum, nu cred că are aim. Ola are, 100% are ola. Pentru că n-a totuși... Ia, fiind aici, stop. Ia, ia, ia! Vedeți, vedeți? Vedeți? Acum se preface așa că să-l aștept, adică acum ascunde, ia fea. Dar prima dată nu a spus, s-a văzut, clar, ia. Ia, uite-l. Să încearcă să ascundă volul, serios, coaie. Încearcă. Ia, uite-l. Așa, tag life. Ce-i? Unul acolo, nou problem. Na. Eu o să-i dau pentru Vision Assistance. Nu știu. Asta este părerea mea. Chiar habar n-am, mi-e fi dun se... Da, nu știu ce să zic. Mi se pare că are... Well... Sumit verdict. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Overwatch, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal. Eu zic că are wall, părerea mea, că la cum se uita și la ce priei urdă de ea, părerea mea este că are wall și ne vedem data viitoare. Bye, bye!